Elevii de clasa A8 -a se pregătesc cu emoții de primul examen important din viața lor. În 25 iunie, absolvenții de clasa A8 -a vor susține prima probă și anume cea de limba și literatura română. A doua probă de foc pentru aceștia urmează pe 27 iunie, când vor susține proba la matematică. Elevii care aparțin minorităților vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 28 iunie. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 5 5502 absolvenți s-au înscris la evaluarea națională. Primele rezultate vor fi afișate în 3 iulie până la ora 14 și tot în aceea zi începe și perioada de depunere a contestațiilor. Între 4 și 9 iulie urmează să fie soluționate contestațiile, iar rezultatele finale la evaluarea națională se vor afișa în 9 iulie.